cel mai bun mod de a educa pe cineva este singurul. Așa este. Cel mai bun mod. De aceea motoul cumva serii și un exprimare, un citat drag mie și foarte realist și util este: cel mai bun ajutor pe care îl poți da celorlalți este ca tu să te trezești spiritual. Asta da ajutor. Și al doilea asemenea e cu asta începem ca să ajungem acolo. Când intri pe o anumită cale de a deveni mai bun, primul lucru pe care încep să-l practici este, și suntem învățați în tradițiile autentice acest lucru, chiar și după ce avem ani de când practicăm acest lucru, maestrii ne spun tot timpul: aține-te să faci rău celor. Dacă nu poți să le faci bine, nu poți să le faci. Nu știi cum să gândești bine despre ei. Nu știi cum să creezi condițiile potrivite ca ei să își poată deveni singuri de ajutor. Atunci, cel puțin, aține-te să le faci rău. E începutul practicării virtuții, să știți acesta. Și următorul să nu încurci pe calea spirituală. Fără să-ți dai seama. Exact, da. Ce vine o conștiință. Trăiește acum aici. Cu ajutorul necerut. Ajutorul necerut nu e ajutor. Dar în ce alte condiții mai poți să ajungi? Spre exemplu, eu am înțeles așa că nu ajuți fără să ți se ceară, dar ajuți în momentul în care vezi că cineva e în pericol, el nu-și dă seama. Vă repet, scuze că întrerup, nu obișnuiesc, dar deja eu am sesizat eroarea, de aceea am întrerup. Nu mai preocupa asta ce vreți. Repet, cel mai mare ajutor pe care puteți da celorlalți e să deveniți voi înțelepți. Atunci vei ști cu adevărat cum să-i ajutați. Vei ști care vor fi efectele faptelor voastre. Nu imediate. Asta era întrebarea. De zile asta în să știm când te ajută. O cale de transformare interioară care te face, cum am spus ceva mai devreme, o ființă din ce în ce mai bună, care va dobândi înțelepciunea și compasiunea. În mod inerent, odată cu înțelepciunea, vine compasiunea și atunci din înțelepciune și compasiune vei ști cum să ajuți. Cum să ajuți pe altcineva când tu n-ai compasiune și n-ai înțelepciune? Ai fi un orb care conduce alt orb. E adevărat, e orb. Dar știi ce? Nu poți așa. Întâi, rezolvă-ți tu probleme. Ce înseamnă să fii orb? Să nu vezi de vărul ignoranței. În momentul în care te-ai eliberat de vărul ignoranței, ignoranță însemnând incapacitatea de a vedea adevărata natura realității, ce se întâmplă, cum stau lucrurile. Odată ce te-ai eliberat de vărul ignoranței, ochii tăi se deschide. Nu doar ochii fizici. Se deschide inima. Se deschide intuiția. Vă dați seama ce daruri. Te știi oare dintr-o inimă deschisă care manifestă în mod natural compasiune, dintr-o minte liniștită, care descarcă intuiția, mentalul cosmic. Cam de ce ajutor vei fi capabil? Se mai poate compara un astfel de ajutor cu ajutorul pe care vrem să-l dăm acum când suntem orbiți de ignoranță? De aceea, principala preocupare, la început cel puțin, este ca tu să scapi de vărul ignoranței, să vezi clar cine ești, cine sunt ceilalți, care e adevărata natura realității și, într-adevăr, după aceea, ca o inerentă consecință a schimbării tale, vei ajunge să-i ajuți pe ceilalți. E inerent. Vei ajunge acolo. Care ar fi primul pas spre a accede această stare? Abține-te să faci rău. Primul pas. E un pas foarte, foarte util. Abține-te să faci rău. Practic asta se numește în Orient ahimsa. Non-harming. A nu face rău. Cui? Tuturor ființelor care simt, care au viață. Nu doar oamenilor, atenție. Acesta e primul pas. Deci aici ar intra și mișcarea. E chiar înainte de meditație. Ar intra mișcarea vegană? Că să nu mai consumăm carne? Da, este o legătură karmică puternică între cel care consumă carne și animalul sacrificat. Care, dacă ai aspirații spirituale, atârnă greu. Atârnă greu. Toate tradițiile autentice spun acest lucru. Eu doar vă repet ce contacte am avut și ce am fost în viață. Știu că e foarte greu să se accepte așa ceva în tradiția actuală.
Dar până nu depășești această limitare, că e doar limitare mentală, înseamnă ceva greu, te trage ceva înapoi. Legăturile karmice pe care le faci cu anima, le eu însumi, vorbesc din experiență, pentru că în urmă cu mai puțin de 10 ani, în urmă cu 7 ani, mâncam carne cu carne. De 3 ori pe zi zilnic. Adică, v-am spus, când fac ceva, sunt perseverent. Cred în ceva. Important e să nu cred ceva erorat. Că altfel fac bine. N-aveam masă fără carne, n-aveam zi fără carne. Zi fără carne deja erau 3 mese. Minim. Minim că știam la vremea respectivă că trebuie să mănânc de 5 ori pe zi. Adică și 2 intermezzo. Și atunci mâncam de 5 ori pe zi carne. Vreau să vă spun din experiența mea că în momentul în care am renunțat la carne, nu doar chipul și configurația, structura corpului s-au schimbat, ci mult mai important, s-a schimbat modul în care funcționează. Foarte important. Și mai important decât atât, curentul de gânduri care se descarcă în mintea mea, s-a schimbat pe măsură ce m-am îndepărtat de carne. Întreaga exprimare a existenței mele s-a transformat. Treptat, eram destul de young, de activ, de violent, de agresiv, de alfa. Vorbeam tare, apăsat, aveam întotdeauna dreptate. Dacă nu aveam, o impuneam așa, că aveam întotdeauna. Fiecare decide pentru el. Fiecare de dreptatea lui. Eu aveam dreptatea mea. Evident că cei din fața mea aveau dreptatea mea. Eu credeam că am dreptate, ca să mă fac mai bine înțeles. Întotdeauna. Treptat, treptat, treptat. Am ridicat unul din ce în ce mai rar, am devenit din ce în ce mai puțin agresiv. Până când... Da. Iarăși o vorbă faină. Ce preferi? Să ai dreptate sau să fii iubit? Și apropo de iubire, legătura directă cu spiritualitatea. Asta spune. Spuneam mai devreme în interviul pe care l-am dat ca și intro în această seară, că iubirea, și în sensul său cel mai profund, compasiunea, este firul roșu care leagă toate tradițiile spirituale autentice ale acestei planete din toate timpurile. Este un numitor. Orice tradiție autentică ia omul de unde este și îl face un om mai bun. Își propune să facă oamenii mai buni. O tradiție care nu are acest obiectiv și nu obține aceste rezultate, fiți cel puțin circumspecți vis-a-vis de ea. Da? Acesta este. Odată trezit, poți să adormi din nou? Sigur. Vrei și explicații? E ca atunci când stai la volan și ai luat-o la dreapta pe drumul pe care îl vrei și ești pe drumul pe care îl vrei. Dacă faci stânga, ești nu. Volanul răspunde acțiunilor tale. Faci stânga, ești la stânga. Faci dreapta, ești la dreapta. Întorci-o, ești, te întorci. Vrei iar încolo, te duce. E la fel. Întotdeauna, după faptele tale, vor urma efectele. Și atunci, chiar dacă ai avansat pe drumul tău spre fericire, spre o viață mai bună, spre Cluj, să zicem, te îndrezi spre Cluj, oricând poți să te. Practic, o să vă spun o poveste, ca să o înțelegeți mai bine. Pe vremuri se spune că zeii trăiau împreună cu oamenii pe pământ. Cel mai frumos o spun legendele Olimpului. Dacă le-ați citit, da. Citiți-le, sunt pline de înțelepciune. E bine, pe vremurile acelea puteai să întâlnești zeii cumva pe pământ, mai ales în anumite locuri, să zicem la muntele Olimp. Și așa cum acum există căutători care merg în India sau merg în Peru sau merg Tibet. Pe vremea aia, oamenii care aveau aspirații spirituale mergeau la muntele Olimp. Un astfel de căutător, rătăcind drumul, cum se întâmplă frecvent cu căutătorii, nu mai știa exact unde e muntele Olimp și a întrebat pe un om care își muncea cumva grădina. Spune-mi, te rog, poți să-mi spui cum pot ajunge la muntele Olimp? Cum s-a oprit din ceea ce făcea? L-a privit
mod, profunzime, și a răspuns, asigurându-te că fiecare pas pe care îl faci este în direcția Muntelui Olimp. Are legătură cu ceea ce am discutat. Cel care a răspuns era Socrate. Ce carmă bună să-l întâlnești pe Socrate când ai această aspirație să ajungi la Muntele Olimp. Să-ți dea acest răspuns. Iată câtă înțelepciune. Cum ajungi la Muntele Olimp? Să ne gândim la Muntele Olimp metaforic. Cum ajungi la scopul ultim, la fericirea pe plină, autentică, nealterată de factori perturbatori, de timp? Păi, asigurându-mă că fiecare pas pe care îl fac e către Muntele Olimp, către obiectivul meu. Până la urmă, asta e rețeta succesului în orice am face. În viața materială, în viața profesională, în viața relațională. Aceasta e rețeta succesului. De ce n-ar fi la fel în viața spirituală, în obținerea fericirii? E la fel. Când ai făcut pasul de-a stânga, ai imediat. Te-ai întors cu spatele la Muntele Olimp, evident, regresezi pe cap. Acum e liber. Bine. Mai sunt întrebări? Păi că lucrăm foarte bine pe sistemul întrebări decât să vă prezint eu ceva dinainte, mai ales că n-am pregătit nimic, sincer. Dar e regulă dacă te mai iubești. Adică ăsta e aici pentru altceva, nu? V-am pregătit o meditație, dacă sunteți de acord să o facem. Bine, de aceea l-am. Nu că aș fi că nici o tematică. Să mă întreb eu ceva. Sigur. Foarte mult se vorbește de gândirea pozitivă, afirmații, neuroplasticitatea creierului. E un adevăr sau până la urmă meditația e calea spre... Neuroplasticitatea e o descoperire recentă cumva. E autentică, funcționează. Dar fără meditație, oricâtă neuroplasticitate v-ați dezvolta, nu ajungeți foarte departe, veți avea, într-adevăr, un creier mai funcțional, rezultate mai bune în activitatea zilnică, antrenându-vă creierul, dar fără meditație, dacă vă doriți progresul spiritual, obținerea fericirii, dacă nu ai luminări, deși undeva devin similare, devin sinonime, nu merge fără meditație și fără practica etică. Dezvoltarea doar a minții nu aduce rezultate spiritual. Nu aduce fericire. Știm cu toți la ce anomalie ajung cei care și-au dezvoltat preponderent mintea neglijând trupul și sufletul. Sunt oameni care au avut minte atât de puternică, dar au atât de inventivă, de ingenioasă, o imaginație atât de puternică, încât au creat colosale forțe energetice cum sunt bombele nucleare. E adevărat, nu? Minți dezvoltate. Da? Nedublate de spiritualitate. Nedublate de un suflet activ, de o inimă deschisă, de compasiune față de ceilalți, ce-au generat. De aceea, noi trăim prin minte, trup și suflet. Și pentru acestea, niciunul nu mai sunt decât celălalt. Niciunul nu mai prejos de celălalt. E adevărat că mintea cumva coordonează legătura dintre spirit și corp. Dar trupul, fiind ca parte materială, e de multe ori neglijat și considerat păcătos. Înțelegerea mea este că nu stau lucruri. Și e la fel de important trupul ca toate celelalte, ca sufletul și mintea. De ce? Că dacă nu ai un trup sănătos, să ne gândim cu toții, când avem o banală răceală și suntem țintuiți la pat pentru o zi, ne mai arde de ajutorul celorlalți, de compasiune, de a schimba umanitatea, de a practica spiritual, singurul gând care ne domină în acele momente este să ne facem bine. Orice alt gând vine nu are consistență. Nu avem consistența de a lucra ceea ce aveam de lucrat, oricât de important referatul pe care îl aveam, avem deadline. Nu ne putem concentra. Singurul gând e să ne refacem sănătatea, să ne simțim bine, să redevenim sănătoși ca să... Deci, atât mintea lucrează bazată pe trup. Are un organ, creierul, prin care se manifestă. Creierul nu e minte. Dar are nevoie de un creier funcțional, de un trup sănătos, mensana în corp, să mă spună și la tine de 2000 de ani. În absența unui corp sănătos, spunea și Buddha acum 2600 de ani, orice progres spiritual nu devine doar încerc, ci nu doar improbabil, ci devine încerc. Nu ai cum să evoluezi spiritual în absența unui trup sănătos. Păi cum să stai în postura de meditație cu coloana dreaptă dacă tu ai discopatit? Cum să îndoi genunchii să stai în lotus, semilotus sau turcește dacă tu ai gută și genunchii nu se îndoie? Deci clar, ți-ai limitat
accesul la meditații. Ori fără meditații nu poți progresa. Am mai spus. Cum poți progresa dacă tu nu ai o etică? În loc să te abții să le faci rău celorlalți, dacă nu-i poți ajuta și nu știi cum, tu continui să provoci suferință în jur. Deci, dacă sunt conectate, ai nevoie de un suflet activ, trebuie să acorzi atenție vieții spirituale, trebuie să acorzi atenție sănătății corpului, trebuie să acorzi atenție sănătății minții. Toate acestea trei acționează conjugat. Oricare dintre ele este dezvoltat singur în absența celorlalte, generează grave anomalii. Grave anomalii. Și la fel se poate acționa asupra unuia prin celelalte două? Sau... Sigur. Ele ar trebui văzute ca și un întreg. Noi suntem obișnuiți, de aia spun, mintea occidentală funcționează diferit de mintea orientală. Occidentalii lucrează prin logică, prin emisfera stângă. Orientalii prin, mai degrabă, prin creativitate, prin intuiție, prin deschidere, prin emisfera dreaptă, prin asociere, prin simboluri. E importantă o viziune holistică. Și atunci, e foarte important. În momentul în care aveți această aspirație de a deveni mai bun, de a vă înscrie pe calea obținerii fericirii, e important să dezvoltați cunoștințe din foarte, foarte multe domenii care lucrează sinergic. Nu se obține fericirea într-un singur mod, iar oricât ar fi de importantă meditația, nu obții fericirea practicând doar meditația. Mai nevoie și de alți faste. Oricât de multe fapte bune îi face, dacă nu meditezi iarăși. Da. Ai un progres limitat. Legat de fericire, am o mică nedumerire. Am auzit și simteam fericirea nu este destinația, ci drumul. Cum ați discuta asta? Că vorbiți de o fericire finală și se lămâi puțin despre ce este vorba. Cât timp mai avem? Păi, nu mai puțin. Meditația asta durează, ca să știu cum... Mai trebuie să avem 10-15 minute ca să mă ok, deci... Cu cât avem mai mult timp, poate nu încă avem mai bine. Deci, cumva, până la și 25 mai avem. Și 10 aproape, deci... Putem începe cu meditația? Da, cam în 5 minute. Depinde de ce stare sunt ca să percepem corecțiile 5 minute. Care era întrebarea? Legat de fericire, noțiunea aceasta. Da. Vorbiți de o fericire finală și eu am... Am un seminar întreg în care vorbesc despre fericire. E un seminar care durează o zi. Să răspund, da, se spune că n-ai înțeles nimic despre fericire dacă nu poți sintetiza într-o frază sau câteva fraze simple pentru un copil. Da. Deci o să reușesc. Dacă am înțeles ceva despre fericire, să vedem. Orice ființă vie, inclusiv ființa umană. Seminarul de care spui, te sunt undeva? Nu, am o pagină de Facebook, le organizez periodic pe anumite teme. Putem discuta la final, să mai rămână la ce ai mei. Da? Există o dublă tendință a oricărei ființe care simte, orice ființă simțitoare, se spune în Orient. Să includem aici pentru moment doar oamenii, animalele și plantele. E clar că toate simt, nu? Poate la plante e delicat un pic, dar dacă veți studia în acest domeniu, veți găsi multe, multe dovești științifice că plantele simt. Ei bine, există o dublă tendință a oricărei ființe. Suferința și fericirea. Sunt două noțiuni antagonice, suntem de acord? În momentul în care trăim în cea mai adâncă suferință, fericirea pare să dispară. În momentul în care suntem cu adevărat fericiți, în fericirea 100% realizată, autentică, e clar că lipsește suferință. Dacă avem în fericire fie și 1% suferință, nu e fericire. Complet. Autentică. De acord? Dacă adevărul 100% nu este asigurat și avem 99% adevăr și 1% minciună, mai adevăr, nu mai adevăr. Să nu spunem că deja e o minciună. Totul. E la fel cu fericirea. Fericirea autentică nu implică în ea niciun fel de suferință. Și la fel suferința, așa am experimentat, probabil în anumite etape, cu toții în momente în care ne prăbușim din punct de vedere interior, starea noastră pare să nu vadă soluții, să nu găsească ieșiri și cu cât e mai profundă starea aceasta de suferință, cu atât fericirea pare să dispară. Nu-i așa? E bine, sunt două noțiuni antagonice. Tendința
naturală, firească a oricărei ființe este să se îndepărteze de suferință, da? Și să obțină fericire. E o dublă tendință. Deci, ce motivează acțiunile tuturor ființelor? Umane, animale sau vegetale? Să nu aibă suferință, să obțină fericire. De aceea se folosește în mod cel mai autentic, cel mai corect, sintagma eliberarea de suferință și obținerea fericirii. Adică în aceeași sintagmă le folosim pe amândouă. Pentru că această tendință, de fapt, e una singură. Căutând fericirea, evident, te îndepărtezi de suferință, îndepărtându-te de suferință, în mod evident, obții fericire. De aceea se folosesc împreună în sintagma, repet, eliberarea de suferință și obținerea fericirii. Deci suferința e necesară. E o dublă tendință, nu e deloc necesară. Dacă tu mergi înaintea mea, nu e deloc necesară. Tocmai că înțelepciunea te scoate din suferință. O să-ți dau un exemplu. Dacă noi mergem amândoi pe stradă, tu mergi înaintea mea, în fața ta apare o groapă. Tu n-ai înțelepciunea să o oprești, n-ai cunoaștere, n-ai senzorii să o depistezi și cazi în groapă. Și suferi. Ia dure. Să presupunem că ți-ai provocat anumite răni. E obligatoriu să cazi și în groapă. Ca să învăț că acolo e o groapă și că îmi provoacă suferință. E necesar să cad în ea? Nu e necesar. Este suficient ca eu să observ că altcineva a obținut într-un anumit mod, mergând pe o anumită stradă, într-un anumit fel, suferința și eu deja s-o pot evita. Se numește învățare? Devin la ceilalți. Deci evitarea suferinței poate duce la fericire? Da. E același lucru. De aceea folosim acest. Evitarea suferinței îl aduce la fericire și nu e nevoie, tocmai este o setare dăunătoare spiritului uman să crezi că trebuie să treci prin suferință ca să fii fericit. E adevărat pentru 99% dintre oameni. Maestrul meu spunea chiar de curând că e adevărat pentru 90% dintre oameni. Pentru ceilalți 10% e necesar ca să evite suferința să întâlnească un maestru. Deci dacă nu l-au întâlnit, 100% din cei care nu l-au întâlnit, învață prin suferință. Dar nu este necesar. Întâlnind un maestru care a făcut anumiți pași concreți în direcția fericirii, el te poate învăța cum poți ocoli suferința, învățând din suferința altora, nu din a ta. Nu trebuie să treci tu prin suferință ca să înveți. Nu e deloc necesar. Eliberați-vă de această limitare mentală, nu e deloc benefic. Eu am găsit definițiile. Un om inteligent este cel care experimentează și învață din experiențele proprii și unul înțelept este cel care se folosește experiențele altora. Întâlnește un maestru. Deși inteligența nu-i tot una cu înțelepciune. Păi da, tocmai că înveți din înțelepciune, învață din greșelile altora. Inteligentul din propriile greșeli. Adică e necesar să dea foarte interesant să te auzi pe tine când ne povestești în continuare. Am spus ce este fericirea. Dar de ce spui final? Fericirea finală, odată obținută, nu mai poate fi schimbată. Nu te mai întorci la suferință. Odată obținută eliberarea finală, prin iluminare, prin mântuire, prin nirvana, prin moksa, prin sat. Sunt mai multe noțiuni, în funcție de tradiții. Odată obținută această fericire, nu te mai întorci la suferință. Decât dacă alegi, acolo poți să alegi, în acel stadiu de pe drum, în acel moment al căii tale, acolo poți alege să te întorci în planurile în care ființele experimentează suferința pentru a le ajuta să iasă din suferință și ele. Și majoritatea iluminaților fac acest lucru. Și dacă am spune de atașament și detașare, la ce ai atașa aceste două cuvinte? Avem suferință, fericire, atașament și detașare. Unde s-ar găsi? Așadar, cu cât mă detașez mai mult de lucruri, de oameni, de sentimente, de ce se întâmplă cu pișcătura mea de țânțar, da. Dacă vine fericire. Dar, atenție, trebuie definit așa cum am definit fericirea. Exact. Și încă n-am terminat de definit fericirea. Ar mai fi câteva aspecte de precizat la timpul. Intrăm în meditație. Da. Nu ne mai permite.
la fel trebuie definită detașarea. Iar sunt multe capcane în această detașare. Nu e nepăsare. Să nu confundăm cu alte noțiuni, cu indiferență, o lipsă de iubire. Da, sunt multe, chiar multe situații cel puțin interpretabile în privința detașării. Iar trebuie lămurit și discutate toate aspectele legate de asta până ajungem să găsim adevărat